Numărul tranzacțiilor cu terenuri arabile a explodat în ultimul an, iar majoritatea cumpărătorilor sunt străini. Au ajuns să controleze suprafețe importante din suprafețele județului. Potrivit Direcției pentru Agricultură a județului Suceava, de la apariția legii cu numărul 17 din 2014, care dă posibilitatea străinilor să cumpere terenuri în România, aproximativ 5.400 de dosare au intrat în prelucrare, a declarat directorul instituției Vasile Costan. Legea 17 pe 2014, ce ține de vânzarea terenurilor din extraveran, în momentul de față, la nivelul Direcției Agricole, avem în jur de 5.400 de dosare, în care la 1.300 de dosare s-au acordat avize finale, 2.800 adeverințe la vânzare liberă și s-au, la nivelul județului Suceava, la cele 5.400 de dosare, s-au vândut 2.400 de hectare de teren. Ce înseamnă legea 17 pe 2014? Cum am spus, vânzarea terenului agricole din extravilan. Dosarele se depun la primărie și conțin cererea de afișare, oferta de vânzare, acte de proprietate, extras cartea funciară, plan situație, iar primăria transmite acest dosar către Direcția Agricolă Suceava, care la Direcția Agricolă Suceava acest dosar stă 30 de zile. La Direcția Agricolă Suceava se înregistrează registru unic, se afișează pe site-ul unității, se eliberează avizul final în cazul când un preemptor comunică acceptarea ofertei de vânzare. Cei care au dreptul să cumpere sunt pe următoare ranguri: coproprietarii, arendașii, dacă este un vecin sau Agenția Domeniului Statului. Volumul de muncă este foarte mare în urma interesului crescut pentru terenuri, iar instituția are puțini angajați care se ocupă de aceste tranzacții.